Acum mai bine de 2500 de ani, un înțelept chinez zicea: modestia este temelia tuturor virtuților. Aroganța este rădăcina tuturor relelor. Și un filozof român va spune mai târziu: sunt mult mai puține efectele rele pe care le are modestia decât efectele rele pe care le are aroganța. Nu vă credeți dumnezeii. Scriptura zice, Iisus zice, Scriptura zice, dumnezei sunteți. Dar în alt sens, nu vă credeți dumnezei cărora nu li se poate întâmpla nimic. Fiți modești, în cinste, zice Apostolul Pavel, dați-vă întâietate unii altora. Socotiți-i pe alții mai buni ca voi. Respectați legile și fiți modești pentru părinții voștri. Și despre Petru, ce pot să spun decât cu cuvântul Scripturii: sufletele dreptilor sunt în mâna lui Dumnezeu. E păcat că a murit așa tânăr, dar era și mai păcat să fi fost vinovat, să moară vinovat. Și ne rugăm lui Dumnezeu să mângâie părinții, pentru că ei sunt cei care vor suferi cel mai mult. De aceea v-am rugat, vă rog, vă implor, fie-vă milă de părinții voștri și aveți grijă cum conduceți, pentru că ispita este mare și aroganța vă pândește la tot pasul. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit, amin. Iubiți frați, Sfântul Preoție, mult îndoliată și de o încercată familie. Iubiți tineri, dragi, inimii mele, acest moment al durerii pe care îl trăim alături de familie, în jurul lui Petrică, în Sicriu, este momentul în care nu eu aș vrea ca să vă predic, aș vrea să ascultați și să înțelegeți cu inima și cu rațiunea predica pe care astăzi Petrică ne-o spune tuturor. Fragilitatea vieții, nesiguranța zilei de mâine, instabilitatea timpului pe care îl trăim și mai astăzi Petrică vorbește prin fiecare dintre voi care ați venit și ați dat dovadă de prietenie, de respect, de solidaritate, de unitate în rugăciune. Pentru că lumea în care trăim nu duce lipsă de oameni, dragii mei, duce lipsă de omenie. Pleacă dintre noi toți, pleacă dintre voi, nu numai un prieten, ci pleacă un om de omenie. Dacă privim dexul limbii române, vom vedea că omenia este o calitate aleasă proprie ființei umane, purtătoare de bunătate, blândă, înțelegătoare, atitudine cuvincioasă, respectuoasă, blând și înțelegător. Cei care l-ați cunoscut pe Petrică mai mult sau mai puțin, putem vedea cu toții că se regăsește în aceste valori, prin felul cum a știut să se comporte, pentru că omenia este o calitate pe care o câștigăm prin atitudine comportamentală și prin relațiile interumane. Omenia o câștigăm atunci când împreună cu profetul Isaia îl căutăm pe Dumnezeu cât îl putem găsi. Strigăm către Dânsul atunci când El este aproape de noi.
Omenia este o valoare și o calitate pe care ne-o putem însuși fiecare dintre noi. Atunci când ne întâlnim, atunci când comunicăm și punem la cale planuri pe care ni le dorim împlinite și realizate, să punem întotdeauna la temelia lor omenia. Pentru că în ea stă respectul și valoarea societății din care facem parte fiecare dintre noi. Dragi tineri, fiți oameni de omenie, pentru că de aceasta duce lipsă societatea în care trăim. De aceasta duce lipsă lumea din care facem parte. Sigur că intenția celui rău este de a manipula, de a conduce și de a îndemna sufletul spre o altă parte, spre o altă dimensiune. Porniți întotdeauna din curtea casei, spunând să rămână mamă, să rămână tată, îți mulțumesc pentru ce ai făcut pentru mine, că iată, poate fi o ultimă plecare. Ridică-ți pălăria și fă-ți semnul Sfintei Cruci, spunând, Doamne, ajută-mi! Pentru că fără mine, spune Dumnezeu, nu puteți face nimic. Nu suntem numai tot ceea ce ne numește Sfântul Apostol Pavel, niște vase simple de lut în mâna olarului. Să lăsăm pe Dumnezeu să modeleze inimile noastre, sufletul și conștiința noastră, pentru că altfel atâtea lacrimi, atâta durere, atâta neputință umană. Petrică astăzi, Dumnezeu să-ți primească sufletul în patria cerească și să dăruiască mângâiere, atâta cât mângâiere poate fi în inima părinților, în inima familiei, în inima Lumărioara și a tuturor celor dragi pe care i-ai lăsat cu atât de multe lacrimi și cu atât de multă părere de rău. Înainte de a pleca pe ultimul drum din curtea casei sale, își ia pe mine, Petrică, astăzi un ultim rămas bun de la cei dragi și se îndreaptă mai întâi către părinții cu care Dumnezeu l-a binecuvântat când a venit pe acest pământ acum 30 de ani, Ioan și Maria. Dragul meu tată și dragă mamă, mulțumesc pentru că m-ați crescut, mulțumesc că m-ați educat, mulțumesc că m-ați învățat ce înseamnă să cresc în bunul simț, să cresc învățând ce înseamnă respectul, să cresc învățând ce înseamnă dăruirea, altruismul, devotamentul unul față de celălalt. Mulțumesc pentru toată strădania și pentru toată jertfa care ați făcut-o pentru mine. Sigur, planurile au fost altele, dorința a fost alta. Am fi vrut atâția tineri în jurul meu într-un moment al bucuriei, într-un moment a pornirii pe un drum de familie, dar Profetul Isaia spune cât de departe sunt gândurile mele de gândurile voastre și planurile mele de planurile voastre. Atunci când spunem, fie voia ta, să ne gândim că în aceasta putem îngloba de multe ori suferință, lacrimi și durere. Dragă mamă și tată, de astăzi înainte mă aveți în inimă, în rugăciune, în gând, în tot ceea ce veți vedea în jurul vostru, spunând acestea sunt ale lui Petrică. Am venit și m-ați așteptat cu atâta drag, de atâtea ori, când mă întorceam acasă, fie din Germania, din Franța, din Oradea sau unde am fost plecat. De această dată, nu mai deschideți poarta casei, deschideți poarta inimii pentru a înălța la Dumnezeu rugăciuni ca să-mi ierte păcatele și să-mi primească sufletul. Rămâneți cu bine, dragă mamă și dragă tată. Își a rămas bun apoi de la bunica Maria și spune și ei, draga mea bunică, astăzi când plec pe drumul întoarcerii în casa Tatălui Ceresc, cu mulțumire și recunoștință mă adresez spunându-ți, îți mulțumesc pentru tot ceea ce ai făcut pentru mine.
de astăzi nepotul tău pleacă din această lume într-o ordine anormală a firii. Ar fi trebuit într-o normalitate ca eu să fiu cel care plâng la catafalcul dumitale și nu invers. Rămâi cu bine, draga mea bunică, și îți mulțumesc pentru creșterea, pentru educația și pentru sfaturile pe care mi le-ai dat. Și-a rămas bun apoi de la om și mătuș, Maria din Sighet cu familia, Iliane din Cornești cu familia, Ilca din Boțânta cu familia, Ion din Valent cu familia, Ilie din Valent cu familia. Și le spune și lor, dragii mei, om și mătuș, m-am bucurat atunci când ați deschis ușa casei părintești, m-am bucurat atunci când mergeam și ne vizitam, m-am bucurat pentru momentele pe care le-am trăit împreună. N-aș fi vrut ca imediat după Sfântă Marie să vărsați lacrimi de durere și de despărțire, dar acel moment fatidic și dureros din dimineața zilei de duminică m-a adus în această stare și pe voi copita lacrimi. Rămâneți cu bine, dragii mei, unși mătuși, și bunul Dumnezeu să vă aibă în pază. Și a rămas bun apoi de la toți unte și mătușile sale din Călinești și de pe celelalte sate, de la verișori și verișoare de gradul întâi, Ioniță din Sighet cu familia, Ramona din Sighet cu familia, Ion din Sighet cu familia, Marioara din Strântura cu familia, Răducu din Cornești cu familia, Mădălina din Bozânta cu familia, Diana din Austria cu familia, Ion din Băleni, Pătru din Băleni cu familia, Ilie din Băleni, Maria din Băleni, Gabriel din Băleni. Și le spune și lor, dragii mei, verișori primari, cu o parte dintre voi, marți și cu altă parte, în seara asta, trebuia să ne întâlnim cu toții la un moment al bucuriei. Trebuia să ne întâlnim la nuntă. Ori astăzi, iată că a trebuit să veniți la mine pentru a plânge, pentru a vărsa lacrimi de durere și de despărțire. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut pentru mine, pentru toată strădania și dăruirea voastră, bunul Dumnezeu să vă răsplătească. Nu mă uitați în rugăciunile mele și eu de acolo de sus mă voi ruga pentru voi. Își a rămas bun apoi de la verișori și verișoare de gradul 2, din Călinești, Galeniu, Gnașugătar, Sighet și Cluj, Constanța, de la finii pe care i-a cununat Ion din Sârbi, Mărioara din Strântura, Ileana Comănescu din Călinești. Își a rămas bună nașa de botez, Maria Baias din Sighet. Își a rămas bun de la prietena lui, Marioara Pop, din Budești, care a fost alături de el în ultimele clipe ale vieții. Și spune, dragă Marioara, s-au năruit speranțe, s-au distrus idealuri, dar rămâi în speranță și în rugăciune, păstrează tot ce a fost bun și frumos în inima ta, din relația noastră, și să-ți găruiască bunul Dumnezeu, har și binecuvântare pe drumul vieții. Tu m-ai iubit cu adevărat, dar Dumnezeu m-a iubit mai mult. Între iubirea ta și iubirea lui Dumnezeu, am răspuns iubirii Tatălui Ceresc. Am spus, iată, vin Dumnezeule la tine. Rămâi cu bine, draga mea, Marioara. Și-a rămas bun apoi de la prietenii săi dragi și a fost un om foarte prietenos. Pentru Gheorghiță, Gheorghe Păvaru, Cristi Calabii, pentru Andrei, Gheorghe Ușandor, Petrică Bun din Sârbi, Mihai din Budești, Ionuț din Budești, Ion Pop din Bârsana cu familia, Petrică Gogea din Oncești cu familia, Petru Man din Bursana cu familia, Cristi și Bogdan din Sarasău. De la toți prietenii din Călinești de pe toate satele, și astăzi prin mine, Petrică, rămas bun. E greu să spui unui prieten drum bun spre împărăția lui Dumnezeu. Obișnuiați ca acest salut al prieteniei să fie în momentele în care unul pleca, ceilalți rămâneau. Astăzi Petrică pleacă, voi toți rămâneți.
Rămâneți pentru a-i spune și voi, poate cum v-a spus și El de atâtea ori, drum bun. Numai că astăzi, dragii mei, îi spunem cu toții drum bun spre o altă lume, spre o altă împărăție. Dacă noi rămânem încă într-o lume a durerii și a suferinței, El pleacă într-o lume unde, spunem în rugăciune, nu mai este nici întristare, nici suspinare, ci nici durere, ci viață fără de sfârșit. Dragii mei prieteni, eu voi rămâne pe mai departe între voi, atâta timp cât vă veți aminti de mine, atâta timp cât vă veți ruga pentru sufletul meu, atâta timp cât voi ști că mergeți la biserică și aprindeți o lumânare pentru sufletul meu, eu nu sunt mort, eu trăiesc între voi, doar atât că sunt într-un alt spațiu, într-o altă dimensiune. De aceea, păstrați-mă în inima voastră tânără. Și a rămas bun apoi de la familia Torjoc din Oradea cu vecinilor din Șinteu. Și a rămas bun Petrică de la vecini, în mijlocul cărora a crescut și a vecinit. Ionucul Boloc cu familia, Ștefanul Cracului cu familia, Năstapa Dochi cu familia, Pătru Niță cu familia, Pătru Andreichi, Anuța Andreichi, Pătru Fidoc, Vasalia Luțiliu, Maria Bălinarului, Pătru Ciochin, Pătru Piroș, Pătru Piroș, Gheorghe lui Piroș, Anuța lui Ciochin, Gheorghe Floarii, Ileana Irini, Pătru Grigoreanului cu familia, Gheorghe lui Iepre cu familia, Vasalia Ruști cu familia, Gheorghe Bodului cu familia, Nicu Paladii cu familia, Vasalia Bălinarului cu familia, Pătru Vârvarii cu familia, Ciuticău cu familia, profesorul Țânțaș Pavel cu familia, Maria Gheorghiță cu familia, Nița lui Țânțaș, Vasalia Codri cu familia, Maria lui Codria cu familia, Pătru Iagărului cu familia, Ionul Boloc cu familia, Vasalia lui Țânțaș cu familia, Ionul Boloc cu familia, Maria lui Bândriuț cu familia, Nița Iagărului cu familia, Gheorghe Iagărului cu familia, Năstafa Domnului cu familia, Fănica Domnului cu familia. Și a rămas bun Petrica astăzi de la domnul primar Petru Nemeș, de la toți angajații primăriei Călinești, de la Părintele Groșan, de la mine, de la asistenta Mănăirea Irina și colegii de pe salvare, care au încercat până în ultima clipă să-l readucă înapoi la viață și să poată fi din nou între noi. Și a rămas bun Petrică de la toți cei care s-au implicat într-un fel sau altul pentru a-i fi alături familiei și a bunei desfășurări a acestui moment dureros și trist pentru familie și pentru noi toți. Și a rămas bun Petrică de la toți feciorii din, și fetele din sat și de pe toate satele care l-au cunoscut. De la dumneavoastră, dragii mei, care ați venit în număr atât de mare pentru a fi alături de familia greu încercată, pentru a ne uni în rugăciune pentru sufletul lui. Astăzi, Onțicu vă spune prin mine, dragi prieteni, rămâneți tineri de omenie, feciori și fete, trăiți în bunătate unul cu altul, că iată cât de scurtă și fragilă este viața pe acest pământ. Nu-l uitați în rugăciune voastră și cu toții îi spunem astăzi, Petrică, drum lin spre cer, spre împărăția lui Dumnezeu. Iar noi, așa cum spune poetul, care din mila Sfântului mai facem umbră pământului, să cerem de la Bunul Dumnezeu în rugăciunea noastră umile să-i așeze sufletul împreună cu cele și ai săi, iar spre noi toți să se îndure ca un bun și iubitor de oameni. Amin. Mările Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit. Amin. Bunul Dumnezeu să-l ierte și să-l odinească în pace. Mașine cu patru roate, mulețe tine. Mașine cu patru roate, mulțe tine, ai dus la moarte și pe mine m-ai luat, de tineri viața mi-ai scurita. Cum ne-o fost sortit să mor,
acasă. Accident mai în acasă. Pe Dumnezeu fereștiului, e mărtea feciorului. Fata a scăpat cu viață, și eu în amoriți brațe. Feciorii nu-mi strigă mie,
Mamă, tate, voi îl strângă în ochii de o iadă mâină. Dar tu ești la tot mâină, în loc de ăstea vicitat, praporii mi duc la pat. Nenaș înaintea mea, mi-au aprins în mine, mortea-ți deja mei, la nuntă ori fi. Verișa mele vede, la nunte pișiele, când voi pleca cânta, voi cânti călătoria. Trebuia la astă casă să face strângem la mireasă, nu preot să cânte în casă. Astăzi pleacă din acord, de astăzi pustă-i și gol. Ce mai tineri țineți minte, ce pentru noi sunt morminte. Am fost tineri ca și voi, eu plecat și alții joi. Colegi și prieteni ai mei, la nuntă orpiși miei, de-am greșit la oarecare, eu la tățile cerere tare. Iar acum la sfârșit și eu că ia cât să nu pot să zic să trăiești, dar zic să te ori.